A luat 3 trofee în 2013 și s-a umplut de bani, dar a rămas cu picioarele pe pământ. Simona Halep nu are pasiuni costisitoare și nici prea mari pretenții atunci când e vorba de mâncare. La doar 21 de ani este cel mai bine clasată jucătoare de tenis din România în ierarhia mondială. Simona Halep ocupă locul 22 în clasamentul WTA și numai în acest an a reușit să câștige peste 100.000 de euro. În viața de zi cu zi, Simona este o fată obișnuită. Nu are plăceri costisitoare când vine vorba de timpul liber. Știe exact ce are de făcut ca să se relaxeze. Mă duc la cinema, mă uit la film, mai citesc acasă, mă mai plimb și la pescuit mă duc foarte des, îmi place și... E foarte relaxant pe apă. Ai prins vreodată ceva mare? Știu că. Delta am fost, vine cu ajutor, dar a fost plăcut. M-am luptat cu ea ceva. Nu pot să zic că mă atrage foarte mult, dar am fost la Constanța și m-am dat pe schijet și mi-a plăcut foarte mult. La anul mă voi da din nou. Pentru mulți sportivi, capitolul mâncare este unul extrem de complicat, însă pe Simona Halep nu atrag meniurile fine ale căror denumiri sunt greu de pronunțat. Simona preferă mâncarea simplă. Păi îmi plac pastele, carnea de vită, friptura de vită și pizza.